E bine să fim și astăzi în Casa Domnului și um, cred într-adevăr ce spune Scriptura, că ziua de închinare e o zi foarte valoroasă și că mai mult face o zi în curțile Domnului decât o mie în altă parte. Adevărul e că uneori noi suntem foarte zgârciți cu ziua Domnului. Ne place de ea, dar am vrea să avem și la închinare program bun și cântare bună și o predică bună. Și spuneți-mi dumneavoastră cum arată o predică bună. Cum? Da. Na, auzi, bă. Că de obicei o predică bună, o predică scurtă. Așa se zice. nu știu dacă reușesc performanța asta astăzi, dar astăzi vreau să vă vorbesc despre Isus, Lumina Lumii. Vă rog să deschideți Scriptura, cei care o aveți, la Evanghelia după Ioan, citim din capitolul 8, de la versetul 12 până la versetul 20. Sunt câteva versete care ne vor sta la baza predicii din ziua de astăzi. Iisus a vorbit din nou și a zis, Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. La auzul acestor vorbe, farisei au zis, Tu mărturisești despre tine însuți, deci mărturia ta nu este adevărată. Drept răspuns, Iisus le-a zis, Chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, totuși mărturia mea este adevărată, căci eu știu de unde am venit și unde mă duc, dar voi nu știți nici de unde vin, nici unde mă duc. Voi judecați după înfățișare, eu nu judec pe nimeni. Și chiar dacă judec, judecata mea este adevărată, fiindcă nu sunt singur, ci tatăl care m-a trimis este cu mine. În legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată. Deci despre mine însumi mărturisesc eu și despre mine mărturisește și tatăl care m-a trimis. Ei au zis, deci, unde este tatăl tău? Iisus a răspuns, voi nu mă cunoașteți nici pe mine, nici pe tatăl meu. Dacă m-ați cunoaște pe mine, ați cunoaște și pe tatăl meu. Isus a spus aceste cuvinte când învăța pe popor în templu, în locul unde era visteria. Și nimeni n-a pus mâna pe el pentru că încă nu i-a sosit ceasul. Până aici, cuvântul Domnului. Deci, astăzi vreau cu ajutorul Domnului să vă vorbesc despre Isus, lumina lumii. Când El spune Eu sunt lumina lumii, practic în Evanghelia după Ioan, El explică Eu sunt din exodul. Când Moise a fost trimis de Dumnezeu să-i scoată pe evrei din. Egipt, una din întrebările de obiecție ale lui Moise, doar, doar nu-l trimite Dumnezeu la evrei, a fost, Doamne, eu mă duc la ei și dacă ei mă întreabă care este numele Tău, eu ce să le spun? Și Dumnezeu îi spune lui Moise, spune-le copiilor lui Israel în felul următor. Spune-le așa, eu sunt cel ce sunt. Eu sunt, m-a trimis la voi. Și sub numele acesta de eu sunt sau trecutul, prezentul și viitorul în, în numele lui Dumnezeu, eu sunt cel care am existat și care voi exista din totdeauna, numele acesta nu este explicat pe urmă în exodul, dar în Evanghelia după Ioan, Iisus îl ia și îl explică în șapte direcții speciale. Și astăzi vorbim despre faptul că El spune eu sunt lumina lumii. Unul din cuvintele cheie din Evanghelia după Ioan este cuvintul Lumină. De fapt, așa și începe Evanghelia după Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, și întunericul nabiruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre Lumină. Pentru ca tot să creadă în El. Nu era El Lumina, ci El a venit ca să mărturisească despre Lumină. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume. Și lumea a fost făcută prin el, dar ea nu l-a cunoscut. Despre cine vorbește Biblia că era Lumina? Despre Domnul Isus. Isus, în discuția cu Nicodim, spune: Lumina pe care am venit eu să o aduc este o lumină care deranjează. Ați trecut vreodată, dumneavoastră, brusc, de la întuneric la lumină? Sau? Vă pus cineva lanterna în ochi, așa dintr-o dată? Știți, când mergem la doctor, unul din, unul din testele pe care doctorul le face e să spună lumina în ochi. El vrea să dilate ochiul, să vadă dacă reacționează bine ochiul la, la stimulul de lumină. Dar de obicei, când de la întuneric te muți dintr-o dată la, la lumină, te dor ochii. Lumina aceasta deranjează. Iar în discuția cu. Nicodim, când spune Domnul Iisus, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca nimeni să nu piară, ci să aibă, pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, la un moment dat, continuă Iisus să spună că lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul în decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Deci lumina aceasta deranjează. A fost un moment în viața mea când lumina aceasta lui Isus m-a deranjat rău de tot. Am crescut în adunare, cunoșteam scriptura de când eram mic, mergeam la biserică și țin minte parcă și acum, dacă închid bine ochii, tata mergea cu mine înainte să înceapă adunarea, mă punea în față și spune, Zidani, versetul biblic, cântă Dani. Prima dată când mi-a luat acordionul, îmi era așa de greu cu el, un chionică pușca și m am învățat primele note pe, 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 acordion. Era un acordion așa mic, era aproape cât mine și ăla atunci. Dar mă ducea tata, mă punea în biserică să fac repetiții de unul singur. Și am crescut în biserică. Blăudam pe Domnul, Însă a fost un moment în viața mea când lumina aceasta lui Hristos m-a deranjat așa de rău încât am căzut în genunchi și am spus, Doamne, am crezut că mai bun decât ceilalți. M-am pocăit înaintea lui Dumnezeu și de la 15 ani am pornit aventura cu Iisus Hristos și uitându-mă în urmă, nu-mi pare rău. A fost cea mai bună alegere a vieții mele când m-am hotărât să urmez lumina lui Hristos. Și poate că a fost un moment în viața voastră a fiecăruia când lumina aceasta v-a deranjat. Când ați venit în contact cu Isus Hristos și ați primit revelația Lui și v-ați dat seama că sunteți păcătoși și că Isus vă vrea să fiți oameni ai luminii și vă invită să umblați în lumina Lui. Judecata asta în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Voi ce iubiți mai mult? Dar Iisus în versetul 12 din Ioan, capitolul 8, spune foarte apăsat: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Ioan 9 cu 5. O să ajungem noi să vorbim și din textul respectiv. Dar în Ioan 9 cu 5 el spune: Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Ioan 12 cu 46. Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Dar când Isus a spus eu sunt lumina lumii, automat s-a pornit o discuție între el și liderii lui Israel. Oamenii care au spus, nu e adevărat ce spui. Noi nu te credem. Noi nu credem mărturia ta. Din păcate sunt și astăzi oameni care, deși Hristos spune, eu am venit să fiu lumina lumii, sunt oameni care hotărăsc în inima lor să nu-L urmeze pe Hristos. Și toată discuția de la versetul 13 până la 20 are de a face cu autoritatea lui Isus Hristos. E pusă sub semnul întrebării. Oare chiar este El lumina lumii? Ei oare Isus Hristos singurul, singurul care poate să spună lucrul acesta? Are Isus în exclusivitate autoritatea asupra vieții veșnice? Sau mai sunt și alții? Țin minte când au fost alegerile prezidențiale pentru primul mandat al președintelui Obama. În vremea respectivă locuiam în California și Uh, au ajuns în uh, finală Obama cu McCain. Nu știu câți mai țineți minte istoria respectivă. Și Rick Warren, pastor renumit din sudul Californiei, i-a convocat pe oamenii aceștia la o discuție pe bază religioasă. Să-i vadă pe fiecare cam unde stau. Nu-i treaba mea la o adică să discut calitatea credinței fiecăruia, dar după afirmațiile lor, ți-ai fi dat seama cam în ce direcție duc lucrurile. McCain o zici, zice, pentru mine Hristos este singurul, este Domnul și Mântuitorul meu. Nu știu cât de adevărată au fi fost afirmația aceasta la nivel practic în viața lui, dar omul a afirmat ceva ce e consistent cu învățătura Scripturii. Când a fost întrebat cel care urma să devină președintele Obama, el a spus, așa zice, eu am crescut într-o familie în care Coranul, Biblia și îmi scapă cealaltă carte, toate trei erau pe masă la noi. Și când uh, uh, Rick Warren l-a întrebat, dar ce crezi despre Isus? Are exclusivitate în mântuire? El zice, Isus este una dintre căi. E una dintre căi. Cu alte cuvinte, zice, tata a fost musulman, mama creștină, dar mai că s-au deviat în altă religie, bunicii care lor crescut ziceau că au fost creștini. Zice, eu cred că toate căile duc spre același Dumnezeu. Isus este una din căi și zice, alege-o pe cea confortabilă pentru tine. Creștinismul stă în picioare pe baza afirmațiilor lui Hristos validate prin înviere. Dacă învierea n-a fost reală, totul cade. Apostolul Pavel spune despre noi, dacă Hristos n-a înviat, credința noastră e zadarnică, predicarea e zadarnică, întâlnirile noastre sunt zero. Dar apostolul Pavel atât de marcat a fost de înviere, încât a spus foarte apăsat: Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga sau primul rod al celor adormiți. Și el se identifică cu unul care a înviat împreună cu Hristos, când spune: Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci, din punctul de vedere al Scripturii, Hristos are autoritatea exclusivă asupra vieții veșnice, și el spune în felul următor: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric. Vă rog să rețineți afirmația aceasta. Deși noi trăim într-o lume fizică, totuși, realitatea spirituală a existenței noastre este mai importantă decât realitatea fizică a existenței noastre. Realitatea spirituală a existenței noastre este mai importantă decât realitatea fizică a existenței noastre. Întrebarea mea pe care punem noi accentul. Fizică. Să fim tineri și frumoși. Ăștia cu medicina au descoperat tot felul de minuni, Doamne. Și dacă poveștile noastre românești erau tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, ăștia merg într-acolo acum. Nu știu ce uh, ori descoperi din nou, că îți pot lungi zilele. Iar este un uh, milionar american, are vreo 48 de ani, arată ca un puști de 25 de ani și zice că el o reversat Uh, he reversed, o, o, o dat înapoi uh, procesul lui de îmbătrânire. Uh, nu mă întrebați toate detaliile, că unele sunt, cum zic americanii, creepy la, la ce-au făcut, dar omul vrea să tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte în realitatea fizică. Aici o vor ei. Uităm însă că valoarea noastră dacă există vreo una în noi, este dată în dimensiunea realității spirituale, pentru că sufletul omului vine din Dumnezeu, și are dimensiunea aceasta spirituală eternă. Problema e că sunt doar două locuri în care se poate petrece veșnicia. Noi nu sunt trei, nu sunt patru. Nu sunt mai multe căi către Dumnezeu, există o singură cale. De aceea e foarte important să înțelegem asta ce înseamnă când Hristos a spus: Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric. Vă trec acum foarte repede prin patru beneficii ale luminii sau ale afirmației pe care a făcut-o Hristos când a spus: Eu sunt lumina lumii. Primul beneficiu al luminii este delimitarea. Delimitarea. Lumina are proprietatea de a delimita lucrurile. Cum explicați dumneavoastră faptul că în istoria creației lumina apare înaintea luminătorilor? V-ați întrebat vreodată? Primul lucru pe care îl poruncește Dumnezeu în pământul gol și fără formă și plin de haos este să fie lumină sau să se arate lumina. În traducerea Cornilescu, să fie lumină e ca și cum lumina a fost creată. Nu, ni se las, nu, nu ne lasă cuvântul în, în, în original să înțelegem că lumina ar fi fost creată, de aceea ideea e mai corectă, să se arate lumina. Și doar în ziua a patra a făcut luminătorii. Ce lumină a luminat prima zi a creației? Explică Ioan. Că Isus era lumina. Deci se pare că lumina aceasta cu proprietăți spirituale are impact chiar și în lumea fizică. Și o să vedem imediat că delimitarea aceasta nu o face doar între zi și noapte. Nu. E mult mai profundă delimitarea pe care o face. Lumina. Dar sunt mai multe teorii vis-a-vis -vis de creație și n-aș vrea să intru în, în, în prezentarea lor sau în discuțiile sau în, contro, în controversele dintre ei, dintre, dintre teoriile acestea, dar există o creație progresivă, spun unii, cum că cele șase zile ale creației ar fi practic șase etape sau șase epoci glaciare. Și că ziua din Genesa n-ar fi fost zi de 24 de ore, ar fi fost cine știe cât timp ca să se încadreze toate astea. Și unii spun că această creație este numită uh, creația progresivă. Alții vin și spun că între versetul 1 din Genesa și versetul 2 există un gap, există o prăpastie, gap theory sau teoria prăpastiei, cum că versetul 1 de la început stabilește clar că Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Și apoi există o perioadă lungă de timp, spun unii, sau câteva minute. În crea crea creaționismul acesta istoric, încearcă unii oameni să facă departajarea dintre primele două versete. Cei care susțin teoria aceasta spun că nu știm cât a existat între versetul 1 și 2 al creației, dar pe urmă, în creația asta. Primordial, Dumnezeu a început în șase zile să facă ordine. Și primul lucru pe care îl așează Dumnezeu în ordinea cosmică, dacă vreți, e lumina. Să se arate lumina. Și lumina avea proprietatea să departajeze ziua de noapte. Ba mai există și creaționismul literar sau teoria unui pământ tânăr, și oamenii aceștia spun că nu există nicio niciun gap, nicio prăpastie în versetul, între versetul 1 și 2 din Genesa, ci pur și simplu Dumnezeu la un moment dat a spus să fie, a făcut cerurile și pământul și a început să pună toate lucrurile la punct. Indiferent de teorie. Lumina apare prima. Și are proprietatea de a limita ziua de noapte. Este o delimitare fizică, am putea spune. Pe urmă apar în ziua a patra luminătorii care au menirea să arate anotimpurile, vremurile și așa mai departe. Dar există și o de, de, există ideea aceasta de delimitare fizică. Și acesta a fost planul lui Dumnezeu de la început: ca lumina să delimiteze întunericul. Acum, sunt unii cu teoria cum că pământul a fost creat inițial ca o închisoare pentru diavol. Cum că ar susține chiar și Isus, lucrul acesta, că acum stăpânitorul viacului acestuia a fost aruncat afară, când vorbește Hristos în Evanghelii, mai ales în judecata lui despre faptul acesta. Și că de la creerea cerurilor și a pământului ca închisoare pentru diavol, Dumnezeu a venit cu ideea, hai să fac un Eden. În lumea aceasta întunecată. N-am fost eu în mintea lui Dumnezeu, nu m-a întrebat Dumnezeu pe mine ce să facă, cum să facă, însă e clar un lucru. Într-un pământ dezordonat și în haos, cum a fost la început, cum ne spune Scriptura, Dumnezeu a spus să se arate Lumina. Și odată cu Lumina s-a făcut delimitarea și au început toate lucrurile să se pună la locul lor. Lumina are puterea de a delimita. Dar mai mult decât atât. Există în cartea Exodul o intervenție specială din partea lui Dumnezeu când folosește lumina fizică ca să delimiteze două zone. Evreii erau în Egipt și timp de 400 și ceva de ani au fost acolo, s-au format ca și popor și în cele din urmă faraon i-a supus unei robii grele. Și ăștia vor să iasă afară. Îl trimite Dumnezeu pe Moise, cu mandatul, lasă pe poporul meu să plece. Și faraonul îi lasă. Vin zece urgii peste Egipt. A noua urgie, știți care a fost? Întunericul. Țineți voi minte din relatarea Scripturii ce era peste Egipt și ce era peste Gosen în zona evreilor? Peste Egipte, îmi spune Biblia că era un întuneric așa de gros, de nu se puteau pipăi unul pe altul. Iar în Goshen era lumină. Era prezentă slava lui Dumnezeu peste poporul lui și Dumnezeu, prin lumină, a făcut-o departajare clară. Aștia și aștia. Dar există și o, o, o delimitare spirituală pe care o face lumina. Și Pavel o exprimă așa de frumos, spunând... 2 Corinteni, 4 cu 6. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, țineți cont, merge până în primul capitol al Genesei, Apostolul Pavel, și ia argumentul acela al delimitării fizice, zice, Dumnezeu l-a folosit pentru o delimitare spirituală. Deci, Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. Lumina face și o delimitare spirituală și trebuie neapărat să o facă în viața mea și în viața ta. Pavel în Efesen 5,8 spune, odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul? Umblați, deci, ca niște copii ai luminii? Și acum întrebarea mea. Dacă lumina face o delimitare și spirituală și eu sunt numit fiul luminii, chiar îmi trăiesc eu menirea aceasta pe pământ? Pentru că lumina lui Hristos a trebuit să mă delimiteze și pe mine de restul lumii să mă separe la o adică de restul lumii. Eu nu mai trăiesc pentru mine, trăiesc pentru el. Dar știți că lumina face o departajare sau o delimitare și în relații? Cred bazat pe Scriptura că un credincios nu poate fi implicat în tot felul de relații sau în orice fel de relații, iar din punct de vedere al afacerilor, cred că un creștin nu poate face orice afaceri. Cred lucrul acesta. Și am o bază biblică pentru acest lucru. Dar mai ales în relații, și curios, în relațiile de căsătorie. Zice Apostolul Pavel în felul următor. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Și aici putem, în relații de diferite nivele între noi, dar în special la, la, la căsătorie sau la afaceri, gândiți-vă la aspectul acesta. Zice așa, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Pune-le împreună! Pune-le împreună! Nu pot sta împreună. Un credincios nu poate trage la un jug care nu-i jugul lui Hristos. Nu se poate. De aceea, în ideea aceasta, Apostolul Pavel spune, există un juc bun care e jugul lui Hristos și Hristos îl prezintă în Evanghelie și există un juc nepotrivit. Din păcate, în realitatea noastră și în zilele noastre, în relațiile noastre, se dovedește că sunt unii care vor să intre în juguri din astea nepotrivite, crezând că pot trage căruța vieții lor înainte, fără să aibă probleme. Și mulți spun, oh, dacă ne iubim, nu contează ce facem, cum facem. Unul din ucenicii mei în domeniul în care lucrez, pe care l-am avut în California, a fost un musulman. Om cum se cade la o adică și de treabă, Uh, au fost manager la o altă companie înainte și atunci când mergea bine real estate în California, au zis, nu mai e ucenic. Și l-am luat ucenic și zic, hai că folosesc ocazia asta să vorbesc cu el. Curios, era musulman căsătorit cu o catolică. Și primul lucru care uh, mi s-a aprins în cap a fost, Măi, cum voi împreună un musulman și un creștin? Ce oh, o merge foarte bine. Zic, aveți copii? Nu avem copii. Zic, să-mi spuneți când vin copiii cum, cum o să fie. Zice, auzi, ea vine cu mine la moschee, eu mă duc cu ea la biserică, eu îmi fac semnul crucii, ea vine să roagă ca mine. Zic, mă, tu nu ești musulman. Ba da, eu sunt musulman. Era musulman din Egipt. Zice, ba da, eu sunt musulman, dar hai să spun o chestie, noi suntem foarte toleranți. Ce auzi de ăștia, că și sunt extremiștii noștri. Zice, voi creștini nu aveți extremiștii voștri? Zic, da, mai aveți și noi pe noștri. Toți îi iau pe, 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 pe lor. Și că în istoria voastră nu s-au făcut abuzuri în numele lui Cristos Badamă, s-au făcut și nu au fost bine. Și oricât am încercat, că am dus-o așa cam un an de zile cu el, oricât am încercat, el o ținea pe a lui. La un moment dat, și asta au pus într-un fel punct discuției noastre, zice Daniel, poți să-mi spui ce vrei. Eu sunt confortabil. Cu ce am. Și, din păcate, atitudinea aceasta am observat-o și la mulți creștini. Sunt confortabil cu nivelul lor și cu umblarea lor cu Dumnezeu. Nu mă deranja. Și am stat și m-am mirat în dreptul lor cum unul trage la un jug, unul trage la un alt jug. Și ei vor ca lucrurile să meargă împreună. Uneori e greu și când amândoi trag în același jug apoi când unul trage într-o parte și celălalt în altă parte. Deci unul din beneficiile luminii este delimitarea. Delimitare fizică, delimitare spirituală, delimitare în relații. Vă las pe dumneavoastră să dezvoltați ideea aceasta și mai departe și să vedeți că mai sunt și alte delimitări. Un alt beneficiu este direcția. Fără lumină nu știm direcția. Nu știm încotro mergem. De aceea Iisus când spune, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine? Asta e direcția în care se merge. N-ai cum să greșești destinația urmândul pe Hristos, pentru că El categoric știe încotro merge. Noi uneori nu știm încotro mergem. De aceea El spune, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează? Pe mine. Nu poți să urmezi pe altcineva în ideea că ajungi unde a ajuns Hristos. Nu se poate. Nu se poate. Direcția în care mergem e, din nou, foarte, foarte importantă. Știți că marinarii au farurile de pe țărmul mării. E punct de orientare, arată direcția, dar la un moment dat arată și... Uh, Orientarea sau pericolul că niciun vapor nu vrea să ajungă unde-i farul de pe malul mării, că acolo de obicei e pus un pic mai sus să-l vadă, dar ei se orientează după far, de la far atâta deviație și ajung în portul respectiv. Dumnezeu a lăsat chiar pe bolta cerului, pe timp de noapte, să strălucească stelele și lumina lor ne arată o anumită direcție. Navigatorii, în special, se orientează după steaua Nordului și în emisfera sudică, după crucea sudului, sunt puse pe cer. Luminițele alea, ei le știu, le dau direcție, le dau orientare. La un moment dat, David spune, cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea, este o candelă pentru piciorul meu. Avem nevoie de lumină pentru direcție, avem nevoie de lumină pentru a vedea lucrurile din jurul nostru. Gândiți-vă că la un moment dat Dumnezeu îi scoate pe evrei din Egipt și unul din elementele pe care le folosește ca să le dea direcție e stâlpul de foc. Zilele trecute asculteam o prezentare și respectivul spunea că da, într-adevăr, minunea despărțirii Mării Roșii nimeni nu poate contesta, s-au descoperit carele egiptenilor pe fundul mării, roți, potcoave de cai, armură egipteană, dar mai mult decât atât. În momentul în care stâlpul de foc s-a pus între tabăra evreilor și tabăra uh, egiptenilor, spune că pe partea egiptenilor ținea, stâlpul acela de foc ținea noapte, iar pe partea evreilor ținea lumină. Ăștia au descoperit la ora actuală în nisipul de pe plaja de unde au trecut evreii prin Marea Roșie, au găsit nisip topit. Iar pe când dădea semne să se răcească, sunt urme de pași care au rămas imprimate în nisipul acela topit, ca o dovadă a faptului că știți și stâlpul de foc. A fost o realitate în experiența lor și în umblarea lor cu Dumnezeu. Dumnezeu are grijă ca prin lumină, să dea și direcție. Am mai putea vorbi multe la capitolul acesta, dar vreau să insist la următorul punct cu încă ceva. Un alt beneficiu al Luminii este că Lumina ne ajută pe noi să discernem. Zice așa, cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric. Doar atunci când ești înconjurat de întuneric îți dai seama cât de importantă este lumina. Hai să vă dau un exemplu. Dacă vrei să vezi cât de importantă este lumina în discernământ, în a vedea deslușit lucrurile, întrebați-l pe patriarhul Iacov. Știți pățania lui? Dacă nu vă aduceți aminte acum de ea, hai să vă spun eu foarte pe scurt ce s-a întâmplat. Ăsta fuge de frate sau că i-a bine cuvântarea și ajunge la unchiul său la Laban. Asta avea două fete. Cea mare Leia, cea mică Rahela. Și la un moment dat spune Biblia că o lucrat la, 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 la și îi zice Iacov lui Laban, zice, auzi, dă-mi eu pe Rahela de soție. Și, și, zice la ban, păi auzi, ești ruda mea, ce sâmbrie să vreau eu de la tine? Și ăsta zice repede, zice, îți lucrez șapte ani. Oh, eu mi-ar stare bine lui ban, în timpul celor șapte ani cât Iacov o lucra pentru el și pentru că o iubea pe Rahela, spune textul Scripturii, că șapte ani s-au părut zile. Și merge la ban și îi spune, auzi un chiu ai timpul să-mi dai soția, te-am slujit șapte ani pentru ea. Și la ban se uită la profitul pe care l-a avut de pe urma lui Iacov și acum zice, dacă îi dau fata, mi s-a terminat afacerea. Un evreu o găsi pe unul mai deștept decât el la capitolul ăsta. Istoria biblică merge în felul următor, că la ban nu au zis, ei, mai rămâi la mine. Nu, nu. La ban zice, auzi, hai să-ți fac o nuntă. Și zice Biblia că Laban i-a dat un ospăț. N-aș vrea să vorbesc mai mult decât vorbește textul biblic. Dar zice că atunci când s-a culcat Iacov seara, Laban i-a dus-o în cort pe Leia. Leia. Nu spuneți în dumneavoastră ce lumină a avut Iacov de nu a făcut discernământul, că nu era Hela. Și s-a trezit dimineața cu Leia lângă el și zice către Laban, păi ce mi-ai făcut, că m-ai înșelat? La care Laban zice, încă șapte ani. O vrei pe Rahela? Încă șapte ani. Și de la ce-a pornit? De la lipsa de discernământ. Unii spun că Iacov ar fi fost, ar fi băut mai mult atunci noaptea ospățului și nu a văzut bine. Nu știu ce-a fost. Dar nu a fost lumină suficientă ca să discernă ce a avut el în cort, Iacov. Vai, multe greșeli facem și noi în viață, tocmai din lipsă de discernământ, pentru că ne lipsește lumina. Auzi ce spune Biblia în câteva pasaje? Psalmul 19 cu 8. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Vrei să iei o decizie? Caută lumina lui Dumnezeu ca să faci discernământ cum trebuie. Psalmul 89 cu 15 Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne. De multe ori luăm decizii pentru noi personal sau familiile noastre, și mintea noastră n-a fost suficient de luminată ca să discernem între bine și rău cum trebuie. Efeseni 1 cu 17 și 18. Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, ca să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este speranța chemării lui, care este bogăția slavei, moștenirii lui în Sfinți. Lumina are beneficiul acesta de a ne face să ne deschidem ochii bine, ca să luăm hotărâri bune. Știți dumneavoastră că mântuirea este prezentată ca o mutare din împărăția întunericului în împărăția luminii și trebuie discernământ. Pentru transferul acesta? Apostolul Pavel spune în Coloseni 1, 13 și 14 El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Efesen 5, 8 și 9 Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul umblați ca niște copii ai luminii, ce roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Lumina ne ajută să discernem lucrurile. Trăim într-o lume, dragii mei, atât de confuză din toate punctele de vedere. Și cred că nu trebuie să vă mai spun că am ajuns în punctul în care ajungem să numim binele rău și rău-bine. Ne uităm că dolarul nostru în buzunar are valoare tot mai mică și mai mari noștri ne spun că ne merge bine. Vin alegerile și toți ne promit mai nou și soarele de pe cer, nu numai luna. Doar să credem. Unul spune așa, unul spune așa, dau vina unii pe alții. Venim acasă, lucrurile nu sunt mai roze nici acolo. Frustrările soției se răsfrâng asupra soțului, ale lui asupra ei, copiii nu mai știu încotro să o ia. Confuzie din toate punctele de vedere. Venim la biserică pentru o gură de aer și de pace sufletească și venim la biserică și poate și de la biserică. Ai văzut pastorul ce-o făcut? Ai, zis, ai văzut pe cutare ce mi-a zis? Ai văzut ce s a făcut și toate lucrurile astea? știm ce să facem avem nevoie dragii mei de lumina lui Hristos ca să ne lumineze ochii minții ca să pricepem care este voia lui în dreptul nostru și atunci când umblăm în lumina lui zice Scriptura nu rămâi în întuneric ți se luminează mintea ți se luminează viața și te inundă Dumnezeu cu pacea lui avem nevoie de lumina lui Iisus Hristos, ca să gândim bine în toate aspectele vieții noastre. Și încă un lucru, destin sau destinație. Cuvântul destin este cuvântul rădăcină pentru cuvântul destinație. Când ajungi la destinație, parcă toate s-au terminat, le lași toate jos. Unul din beneficiile cuvântului lumină sau unul din beneficiile luminii este tocmai destinul pe care ne-l pune în față și destinația pe care ne-o oferă. Hai să vă spun ceva curios. Dacă până acum am vorbit despre lumină, că delimitează, că ne oferă direcție și discernământ și ne-am referit la lumina în special care este Isus Hristos. Dar am pornit și de la ideea că, într-o lume fizică, El este totuși adevărata lumină care luminează în lume. Și că realitatea spirituală este mai importantă decât realitatea fizică. Dacă la creație primul element porunci de Dumnezeu să se arate a fost să fie lumină, Dumnezeu are în vedere ceva mai bun pentru urmașii Lui, pentru copiii Lui. Apocalipsa 21 începe în felul următor și am văzut ceruri nori, noi noi și un pământ nou. Și apoi este descris noul Ierusalim, dimensiunile lui, slava lui de acolo și în încheierea capitolului 21 din Apocalipsa, ni se spune în felul următor, cetatea n-are trebuință nici de soare nici de lună ca să o lumineze. Căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Dumnezeu are un plan pentru mântuiții lui o lumină specială, nu dată de soare și de lună, ci de prezența slavei lui Dumnezeu. Și zice în continuare textul, neamurile vor umbla în lumina ei, și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Cum a început Dumnezeu? Așa va sfârși. Lumina este destinul și destinația noastră. Este Hristos. Nimic altceva. Aceasta este realitatea care ar trebui să ne alimenteze pe fiecare dintre noi în umblarea noastră pe pământul acesta. Problema lumii de astăzi nu este prezența întunericului, ci absența luminii. Țineți minte, vă rog, afirmația aceasta. Problema lumii de azi nu este prezența întunericului, ci absența luminii. Într-un fel metaforic, în Biblie. Lumina este simbolul vieții, întunericul este simbolul morții și al păcatului. Problema lumii de astăzi nu-i prezența întunericului, ci absența luminii. Ce-i de făcut atunci? Iisus a spus clar în Ioan 9,5, cât sunt în lume, sunt lumina lumii. A transferat cumva Hristos mandatul acesta? Da. Matei, capitolul 5. Voi sunteți lumina. lumina lumii. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii nu aprind lumina ca să o pună sub obroc sau sub un capac ci o pun în sfășnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Prin cine este Isus astăzi prezent în lume ca lumina lumii? Prin mine. Și prin tine. Și dacă Isus este lumina lumii care a spus cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, dacă a făcut transferul acesta asupra mea și asupra ta, înțelegem noi ce greutate a pus el peste noi când a spus voi sunteți lumina lumii. Cineva spunea într-adevăr că problema lumii nu e păcatul, ci e mărturia Bisericii. Oamenii sunt confuși astăzi și din punctul acesta de vedere. Aș vrea așa de mult la agape să ținem linia Bibliei. Și fiecare dintre noi, în dreptul nostru să. Nu putem, poate, toți să luminăm la fel. Cum nici stelele de pe cer. Nu sunt la fel. Dar fiecare, în dreptul lui, o licărire ca să dăm lumii acesteia o delimitare, o direcție, un discernământ și un destin împreună cu Hristos. Dorința mea pentru noi, astăzi, acum și aici, este să-L urmăm pe Hristos, să nu mai umblăm în întuneric. Și în măsura în care El ne folosește pe fiecare dintre noi, să fim în stare, să fim lumina care El ne dorește să fim pe pământul acesta. Voi sunteți lumina lumii. Admițând faptul că trăim într-o lume de întuneric, suntem chemați noi să fim lumină. Ești tu o lumină? Îl reprezinți tu pe Isus? Avem nevoie noi de El ca să strălucim în lumea aceasta așa cum ne vrea El. Avem nevoie de Isus? Am nevoie azi și mâine și tot restul vieții mele. Dacă ești în dimineața aceasta și inima ta n-a fost încă luminată, de lumina lui Hristos și ești încă în întuneric, n-ai vrea să te muți din împărăția întunericului în împărăția luminii. N-ai vrea să-L urmezi pe El. Iar dacă spui că-L urmezi pe Iisus Hristos, nu te amăgi singur, dragul meu, crezând că stai în urma Lui și că doar El trebuie să strălucească și tu nu. Când Moise a coborât din prezența lui Dumnezeu, fața lui era schimbată. Cam același lucru ar trebui să se întâmple cu noi când plecăm de aici, din prezența lui Dumnezeu, să se producă o schimbare la față în dreptul fiecăruia dintre noi. Și fața noastră să radieze de bucuria mântuirii lui Hristos, de faptul că El ne-a luminat inimile. Haideți să ne ridicăm și încheia. O, Doamne, fă să strălucească și peste noi lumina slavei Tale. Să se vadă în lumea aceasta, Doamne, că Tu trăiești în noi și că noi suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Iisus a spus foarte clar că avem nevoie de El ca să nu mai umblăm în întuneric. Ajute-ne să mergem pas cu pas pe urma Lui, ca să putem spune și noi altora, ca și Pavel altădată, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Lui Hristos. Binecuvintează-ne familiile, Binecuvintează adunarea noastră măruntă. Lasă harul și pacea ta peste noi. Domnul să ne binecuvinteze și să ne păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste noi și să se îndure de noi. Domnul să-și înalțe fața peste noi și să ne dea pacea.